Se caută finanțare pentru refacerea centrului vechi al Făgărașului, dar și pentru cetate. Ieri, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Centru, mai mulți primari din județul Brașov și au prezentat proiectele pentru care ar vrea să obțină fonduri nerambursabile până în anul 2020. Primarul Făgărașului, Sorin Mânduc, vrea să obțină fonduri europene în exercițiul bugetar 2014-2020 pentru reabilitarea cetății din localitate. Proiectul ar urma să fie dublat de modernizarea centrului vechi al orașului. Investițiile europene vor continua și în Râșnov, vizată fiind tot cetatea. Un alt proiect la care se gândește primarul Râșnovului, tot pentru zona cetății, este o parcare etajată unde turiștii să-și lase mașinile. Tot pentru a atrage turiștii, primarul Râșnovului Adrian Veștea vrea să investească fonduri europene în realizarea unei grătini botanice și a unui parc dentrologic. Proiectul ar urma să fie pus în aplicare împreună cu Facultatea de Silvicultură a Universității Transilvania. La Codlea, primăria vrea să depună un proiect de refacere a cetății negre de pe măgura Codlei pentru a o reintroduce în circuitul turistic. Potrivit reprezentanților ADR, noul exercițiul financiar 2014-2020 va avea 12 axe prioritare pe programul operațional regional, cu o valoare totală de 8,25 miliarde de euro, bani ce pot fi atrași prin proiectele de dezvoltare din județ. Pe exercițiul bugetar 2007-2013, județul Brașov a reușit să absorbă 65% din fondurile europene pe care le-au avut la dispoziție.